Am ajuns și în Genova. Suntem în piața principală, se cheamă Piața di Ferrari. De la stația Principe de Genova am luat un metrou care ne-a dus fix aici în aproximativ 10 minute. Nu știam că au metrou într-un oraș care nu știu cât de mare este. Piața este impresionantă, fântână mare în mijloc și foarte multe clădiri înalte și impresionante pe lângă. E poșta. Altă clădire impresionantă, poșta, după cum puteți observa. Nu, e prea întuneric. Am ajuns lângă acvariu, care este unul dintre principalele obiective de aici. Nu știu dacă o să avem timp să-l vizităm. Suntem pe faleza de fața apei de lângă portul Genova. Foarte multe terase, foarte multe clădiri impozante și pe aici. Faleza aceasta continuă până la Palatul Real, pe care îl vom vizita și probabil că o să-l arătăm mai încolo. Da. Ca Napoli. Multe clădiri înalte, cu rufe atârnate la geam, nu chiar atât de curat. Bună! Alte străduțe care pe mine mă fascinează. Și din nou rufe la uscate, la geam. La cafeneaua de aici am mâncat niște croasante delicioase. Nu știu cum se cheamă, dar e frumos. Suntem pe străduțele din centrul vechi din Genova. Chiar dacă nu sunt ele perfect puse la punct, tot arată foarte boiem pe aici. Și nouă ne plac orășelele astea de tip vechi. Și aștept toată ziua să mă plimb cu astfel de străduțe. Cum am promis, Palatul Real merită cei 4 euro pentru intrare. E un pic mai mic decât ai aștepta, dar totuși are foarte multe camere frumoase, înăuntru n-am filmat, însă foarte spectaculos se vede și pe terasa de afară. Este o grădină foarte frumoasă, chiar dacă micuță și aceasta. O fântână cu nuferi și niște palmieri pe lângă ea. În spate se vede chiar portul și foarte frumos se vede chiar el, Palatul Real cu curtea interioară. Arătăm și această mică curte interioară tot din Palatul Real. Acesta e un ficus, cred. Și niște palmieri foarte drăguți și un ficus și mai înalt. Și se vede deasupra orașul terasat, așa. Iată, ne ajuns și la fântâna cu nuferi, în grădina Palatului Regal. În spate se vede foarte frumos Palatul Regal. Poate și lumina frumos acum. Palmierii care se o dau de sus. Din păcate, grădina cu ficus nu putem intra, sau nu știm noi cum. Dar o să mai fac un tur pentru această, prin această grădină și în sfârșit o să arăt panorama care se vede pe geam. Nu se vede extraordinar, o stradă suspendată. În spate se vede însă portul, o să încerc să măresc puțin. În fața catedralei di San Lorenzo, nici măcar în poză n-am reușit să o cuprind. Este foarte frumoasă, seamănă puțin la arhitectură cu domul din Florența. Și aici ar trebui să fie piața San Lorenzo, tot așa niște clădiri foarte frumoase împrejur. Și îmi place că aici, absolut peste tot unde ai o clădire mai impozantă, ai și o piață, să poți să o admiri mai bine. Altfel, dacă ești foarte aproape de ea, nu mai ai cum să o admiri la fel. Suntem la un loc mai puțin cunoscut, se cheamă Piața din Campositano. E un mozaic cu o navă în centru și foarte multe clădiri foarte frumos aranjate pe aici și am ajuns pe o străduță foarte îngustă. Evident, mașinile nu au loc pe aici, adică. Și am crezut că este chiar Campo Pisano, de fapt. Deși văd că totuși tururi ajung pe aici. Merită vizitat. Gara centrală, Genova, Piața Principe. Când am ajuns nu am văzut-o pentru că am luat metrou, dar acum ne vom lua la revedere la Genova. Însă cu siguranță vom reveni. Cristofor Columb, care am înțeles că și-a făcut copilăria aici. Și Via Garibaldi, pe care nu am fost, dar o să o vizităm și pe aceasta. Am plăcut acest vlog.
Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uita să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!